Data de 30 mai 2024, și am zis, e războiul ăsta pe internet cu regine, alea bune, alea nu bună. Bun, hai să vedem cât de bun este, cât de bună e o regină pe care o faci tu în stupina ta. Îmi place de, nu știu dacă sunt apicultori care spun, mă, reginele de salvare sunt bune. Lăsați-mă, mă, fraților, cu reginele de salvare. Regina de salvare o folosești în momentul în care rămâne o colonie fără regină, roiește, se pierde o matcă și o folosești ca matcă de salvare, ca să salvezi acel roi sau nucleu. Chiar am o astfel de colonie la care am dat o ramă cu puiet larvar ca să văd dacă are matcă sau nu. Și dacă nu are, acolo o să-și facă ea niște boci de salvare și o să aleg o botcă care mi se pare mai bună. Dar asta nu înseamnă că acele regine, vai de mine, sunt bune. Bun, haideți să vă arăt până atunci un roi care a fost făcut cu o matcă de calitate. Am aici prima ramă cu larve. Totul arată foarte frumos. Bate un pic soarele, nu știu cât o să se vadă, dar în schimb o să se vadă puietul căpăcit. Eu nu sunt vânzător de regină, dar dacă ar fi, cine ți-ar garanta că îți vinde regini împerecheate într-un pumn de albină și acelea sunt de calitate? Probabil din 6, 3 sau ceva de gen. Iată o regină făcută prin transvazare, alegând o sămânță bună din stupină, și iată puiet de la această regină, da? Foarte, foarte frumos. Nu mai este nevoie de alte regine. Odată ce ai astfel de regine în stupină, e păcat să îți aduci în stupină diferite regine care, să zic așa, te-ai putea trezi cu orice pe ele. Eu unul nu aș cumpăra o regină care, de ce îți dau această regină, o duci la tine și după o săptămână te umpli cu puiet văros, dar eu n-aș cumpăra așa ceva, nici gratis. Dacă mi le-ar trimite, mi le-aș rupe capul la toate, indiferent că sunt 300 de lei, 500 de lei. Nu te joci, nu te joci, fiindcă o stupină se reface foarte, foarte greu. La fel este și cu varoa. Acestea sunt ramele cu care a fost format roiul respectiv, dar văd că și aici puietul stă să eclozeze, arată foarte, foarte fain. O să se umple lada cu albină. Este o regină B24Y, acele regine pe care le-am tot selecționat an de zile. Când obții o regină mai bună, iar mai faci din ea și tot așa, și reușești încet încet să-ți obții niște regine foarte performante. În cazul acesta avem foarte mult puiet, fiindcă a fost roi, multă albină pufalete, acum a eclozează, acum eclozează. La puietul care eclozează mă uit un pic la varoa, stau și urmăresc albina să se întoarcă pe ambele capete sau mă uit eu pe ambele părți și astfel, dacă are un varoa, să-l pot vedea, să-l pot zări. Dar fiindcă a fost format din colonie tratată în continuu, mă îndoiesc să fie vreo problemă. Oricum, de acum vin căldurile un pic mai mari
și voi schimba tratamentul, adică concentrația formicului o să-l schimb. Până acum dădeam 60%, acum o să mă mai gândesc dacă dau de 40% sau de 30%. Neavând o infestare foarte mare, adică nu pot să zic că nu e vorba de infestare, e vorba doar că poți ține foarte bine albina sub control, mai ales că în luna iunie albina care eclozează va crește albina de iernat. Va crește larvele din luna iulie, mijlocul iulie, și acele albine deja intră în august și vor face parte din primele contingente de albine care vor ierna. Acum mă uitam că am mâncat foarte, foarte mult. Fiind un roi, trebuie o ramă cu mâncare și o să-i aduc aici o ramă cu mâncare de la coloniile care fac acest lucru. O să-și aducă și ea, dar deocamdată 2-3 kg de miere la o astfel de colonie. Este puțin, văzând că are 3 rame de puiet căpăcit, neapărat trebuie adus o ramă cu miere. Am adus ramă cu miere, o arăt imediat, 3-4 kg de miere. În trecut dădeam sirop, dar nu e același lucru. Mierea este miere, o ramă bună cu miere o să o aibă acolo și colonia se va dezvolta foarte bine. Dau mierea. Totul este în regulă. Mai are și ea ceva culegătoare, dar până se formează un contingent serios care să aducă mâncare, durează. Nu ca acele colonii care au multă culegătoare și lucrează, nu-i tot una. Bun, dar odată ce îi asiguri o ramă din asta cu miere, 3 săptămâni așa, nu mai trebuie să-ți bați capul cu ea. Nu sunt adeptul siropurilor. Prefer să-i pun o turtă decât sirop. Atâta timp cât albina iese afară să-și aducă apă, nu-i nicio problemă. Bun, iată un film scurt. Aceste sunt regine de calitate, nu riscuri. Adică eu în momentul ăsta n-aș risca nici dacă cineva mi-ar da gratis o regină și ar zice ia, ăsta e F0, 1000 de euro. Nu. Fiindcă știu ce am în stupină și curat, sănătos, mergi înainte, n-ai de ce să riști. Bun, până data viitoare, numai bine!